Tratamentele de combatere a țânțarilor și a căpușelor au fost reprogramate pentru perioada 27 iunie-1 iulie 2020 din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Vă reamintim că în perioada 22-26 iunie urma să se efectueze tratamente de combatere a căpușelor și a țânțarilor, atât avio cât și terestru pe raza municipiului Călăraș. Tratamentul avio se va efectua în intervalul 6:30-11, iar cel terestru în intervalul orar 22:04 dimineața, în funcție de condițiile meteorologice, fiind posibilă prelungirea perioadei. Substanțele active ale produselor utilizate sunt omologate de Comisia Națională pentru Produse Biocide. Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare pe raza municipiului Călăraș, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și a securității populației.